În aceste momente, în județul Argeș, situația a devenit dramatică. Mai mult decât ne așteptam în zilele trecute. Numărul de contaminați este de la o zi la alta mai mare. Scăderea vârstei celor contaminați și a celor care sunt simptomatici a scăzut la aproximativ 40 de ani. Săptămâna trecută am transformat un spital non-COVID în spital COVID și s-a umplut în două zile. Numărul pacienților cu situație critică este alarmant de mare. Sunt câteva măsuri dure, dar eu cred că sunt raționale și vin în sprijinul celor care, într-adevăr, au nevoie de asistență medicală permanentă, care au o simptomatologie, dar și o situație critică medicală, la limita vieții și morții, și care, evident, au nevoie de tratament și asistență medicală de specialitate. Așa cum am mers până în prezent, nu mai putem merge. Vom ajunge, Doamne ferește, să rămânem neputincioși în a acorda asistență medicală, să salvăm vieți și să ajungem, cum este și astăzi, spre exemplu, să n-ai niciun loc în terapie intensivă și să știți că nu sunt cinic spunându-vă, să nu ajungem în situația să moară cineva în terapie intensivă ca să ia locul unul drag nou, o cunoștință sau o rudă. Vă rog, în consecință, să respectăm aceste măsuri, să ne trezim în al 12-lea ceas, pentru că altfel vom fi neputincioși și nu se știe ce viitor vom avea dintre noi și printre noi. Dumnezeu să ne ocrotească, vă doresc multă sănătate, purtați măști permanent și în spații publice și în spații închise, distanțarea fizică obligatoriu 1,5-2 metri, evitând aglomerația și nu uitați, spălați-vă cât mai mult și cât mai des cu apă și săpun.